Din punct de vedere al sănătății și al copiilor, da. Având în vedere că are și o boală incurabilă și într-o fază terminală, din câte am înțeles, puteau fi mai indulgenți. Din motiv ce e un pic bolnavă, dar ajunge și la varianta că dacă a greșit, trebuie plătit. Păi da. Deci asta e lozinca. Cred că da. Cred că da, da. Am înțeles că nu are, are o problemă de sănătate. Are o problemă de sănătate. Și nici soțul dânsii nu e prea bine, din câte am înțeles. Cred că da. Nu, judecătorii își facă datoria așa cum trebuie. Nu. Că fiecare avem greutățile noastre și adevărul s-a îmbogățit așa, într-un fel. Da, da. Pentru că eu sunt mamă și am înțeles că e și bolnavă dânsa și ea, da, da, ar trebui, da. Nu, no. Nu, no, dacă greșit, să plătească. Dar asta chiar nu mai interesa nici ceea ce s-a auzit la televizor și chiar nu pot să-mi dau cu părerea. Da, în funcție de prejudiciu, cred că este echidistant, dar dacă comparăm cu alte cazuri, ar mai trebui judecat. Pedeapsa este așa, s-o fi gândit de când a plecat la locul potrivit. Mă gândesc așa și mai am o întrebare. Adică eu sunt căsătorită, am 50 de ani de căsnicie cu bărbatul meu. Tu nu știi, fată de mine, ceea ce se petrece în casă? Da, dacă sunt mamă și judec la problemele de sănătate care le are, ar fi trebuit, dar acum dacă cu unii suntem așa și cu unii așa... Nu știu ce să zic, mă gândesc și la suferința ei, adică e rău să fii bolnav și să fii acolo, că nu poți merge la medic, nu poți, dar atunci când era sus, când era pe cai mari, nu se gândea la ăia de jos, care poate n-aveau ce mânca, ce pune la copii și multe altele, la fel cum au făcut-o.